Salut, oameni buni, și bine ați revenit la Cupa Prieteniei. Este momentul episodului 2 al Cupei Champions League. E momentul returului pentru aceste sferturi senzaționale de finală. Această cupă, vă amintesc, este susținută de SteelSeries și Control Freak. Au cei de la SteelSeries niște super căști, cărora le facem giveaway, Artist P7+. Aveți toate linkurile necesare în descriere. Hai să vedem ce se va întâmpla la retur. Bine v-am regăsit cu meciurile retur. Da. Din sferturile de finală s-au jucat până acum meciurile tur și urmează să jucăm runda a doua. O să începem, bineînțeles, cu Sinner împotriva lui Andu. Meciul retur în tur a fost scorul de 4-1 pentru Benfica, adică pentru Andu. Acum Sinner are o misiune grea. Este o misiune grea, dar eu zic că poate. Cu siguranță poate face ceva. Cum spuneam și în episodul anterior, are și avantajul echipei, poate să forțeze puțin cu un all-out attack, cu un constant pressure și să domine pe Benfica, dar Andu, fiind singurul jucător pro de aici și un jucător pro extrem de bun, cu siguranță pleacă cu prima șansă. Are 4-1, e. Dar Sinner are jucători cu gleznă fină, să nu uităm. Asta e Daluz? Sau... Mi se pare că da. Stadion. Așa se cheamă, dar e un stadion frumos. Stadionul Daluz, Luminii, stadionul Luminii. E cel mai frumos stadion din Portugalia. Hai să vedem și începe, băieții, meciul cu... De fapt, meciul retur între Benfica și Liverpool. În tură am avut 4-1. Nu uitați, nu se aplică regula golului în deplasare, deci dacă Sinner face 3-0, o să mergem în prelungiri. Și să vedem. Un atac aici lui Andu. A blocat bine și hai să vedem. Nu a fost sens. Noi dăm, Vertonghen. Ok, a stat bine acolo Verti, a stat bine. Ce greșeală acolo, ia să vedem. Și gol. E greu. Uite, dacă am fi comentator pe un post de televiziune acum, ce-am spune? E scorul 5-1 și noi am spune că mai există o șansă. Se mai poate. Dar nu mai e nicio șansă. Adevărul este, nu mai e nicio șansă. Nu vrem să vă păcălim, nu mai este nicio șansă. Nu-l văd. Ba, o șansă acolo, știi cum e, cum a zis Răducanu, e o șansă. Da, dacă rămâne fără baterie la control, da, este într-adevăr. Noi suntem realiști. Adică ce vrei? Omul e pro. Extrem de eficient Andu, ocaziile pe care le-a avut, le-a transformat în gol. Nu s-a complicat cu loburi, cu altceva, pur și simplu a pasat la omul în plus, a deschis unghiul, a marcat cu poarta goală, foarte simplu acolo și foarte frumos. FIFA este jocul care câștigă cel care greșește mai puțin, clar. Valentino pentru Rafa acolo, blocat. O crochetă. Offside, a? Ba nu e offside. Mi s-a părut că a venit din offside, dar să vedem aici. Hai, Sinner cu un contraatac puternic. Da, e greu, stă bine în teren. Uite cât de bine îl închide și în apărare, dacă te uiți, Andu nu se grăbește să ia decizii, să intre. Bobby! Dar mare o șansă. Asta e gol. Ba nu, se apără bine. Hei, cu capul, hei! Nu știu. Să vedem aici un contraatac al lui Andu. Frumos pleacă aici Rafa în bandă. Oh, întoarce frumos. Oricum, Benfica când s-a calificat, nu s-a calificat nici atunci din poziția defavorită cu Ajaxul. Da, să știi, Ajax pe total a jucat un fotbal un pic mai ofensiv. Benfica vine cu un gol dat târziu. Alea că am închis pe cei de la Ajax, dar... ce pasă frumoasă, dar vine acolo! Este Alisson, nu te pui cu el. Nu știu, sunt tare curios dacă, de exemplu... frumos, i-am fi dat lui Andu o echipă ca și Clinceniu, de exemplu. Cred că acolo nu mai putea. N-avea ce să mai facă acolo, cred că nici pe mine nu mă bătea. Bine, eu un conținut în care aveam o echipă precum Liverpool, îți dai seama. Poate un gol acum, a reușit un pic să relaseze Sadio, blocat totuși. Lucas Verissimo acolo. Fabulos. Oh, Bobby, Bobby. Bobby. Oh. Oh. Shoot, bară. Ghinion, ghinion avem aici. Ghinion din nou. Oh. A intrat până la urmă. Ce să mai raconti? Pare un pic resemnat, Sinner. Un pic resemnat. Da, deși... da, uite, golul ăsta ți-ar putea da câteva speranțe. Acum să mai împingi rapid unul. Eu zic că ei ar intra bine meci înapoi. Oho, e offside-ul, cred că... Chiar a fost offside? Cred că a fost pe la centimetru, dar a fost. Un pic. Aproape, aveam nevoie de var să fim sigur. Bun aici, bun, Fabinho, hai. 1-1. Deci trebuie să mai dea Sinner 3 goluri. Greu acolo să treci, greu să treci cu astfel de pasă. Minutul 68, ne apropiem de sfârșitul acestei partide și se pare că Andu o să iasă totuși câștigător. Are 3 goluri rămas. Meciul întâi 4-1 e extrem de dificil pentru Sinner să mai revină. Extrem. Ține foarte bine Andu de mingea acolo. Deși a pierdut-o acum, ia să vedem o centrare la lung. Origi. Ce bine s-a făcut. Ar fi intrat bine centrarea la lung. Dar cum ai zis tu, Viță? Nici nu vreau să mă gândesc dacă ar fi avut un Manchester City sau Liverpool. Ne mânca Anduț. Ne mânca. Îl vede la lung, o să centreze, nu centrează pentru João Mario, încearcă o schemă, ceva acolo, șut. Oh! Cum a ratat? Cum e posibil? Cu piciorul. E cam greu. E cam greu să ratezi de acolo, sincer. Jucător de picior drept, cu stângul avea un pic repetent, să zicem așa, corigent. Hai să ne zicem repetent. Oh, ce pasă! Nu e penalti, nu e. Chiar a fost fault în atac. Vedem acolo publicul. Da, nu a fost nici ăsta mare, cred că de vreo 2 metri, așa. Mamă, ce pase aruncă în careu. Ce pase. Salac, mo. Oh, din prima. Da. Și mers sub voleu de acolo. Da. Eu îl dădeam. Deci eu îl dădeam, nu stăteam. Din retur nu o să stau să mă gândesc. Bine, nu știu asta. Rafa. Poate mai vedem un gol până la final? Sigur o să mai vedem unul. Aici Andu să ține de minge, îl citește bine, dar are Liverpool apărare. Ia să vedem aici? No. Uite, da, dacă te uiți, Andu îl ține cu linia sus. Andu în control de la început până la sfârșit. În acest meci extrem de frumos, da? Poate un gol acum, ia să vedem Salah, singurul portarul, Salah acolo. Lob. Nu, foarte lungă și pe ăla. Na. Eu aș da lob. Și nou, ia să vedem, aici e golul. Aici e golul. Băi, ce l-a calmat acolo. Băi, frate, cum le face, extraordinar. L-a așteptat un pic să vadă. L-a așteptat un pic să vadă dacă iese portarul și după aceea foarte frumos. Așa este fotbal, dacă nu dai gol, nu câștigi, nu? Mare vorbă. Mare, fabulos. Tu și cu imperialul rege Hazard. Fluier final. Termina băieții, scor general 6-2, corect? 4-1 în prima rundă, 2-1 în runda a doua, 6-2. Totuși să știi că Sinner nu a făcut niște meciuri rele, a jucat destul de ok, da. Doar că Andu foarte, foarte bun, extrem de bun și cu Benfica. Bine că are Benfica și în altă echipă. A venit și pierzătorul, să vedem ce are de spus în apărarea lui. Bă, un meci frumos, începusem foarte bine meciul, Andu tot așa a ținut-o destul de bine, cum am făcut în prima... Repriza am ținut-o pe constant pressure, am încercat să reduc din diferență, dar foarte bună e prestația lui Andu. Dar a ratat mult. A ratat mult, da, am avut două ocazii clare și pe final a revenit Andu și da, clar a fost jucătorul mai bun și îl felicit. A fost un meci frumos, mi-a plăcut mai mult turul, acum returul a fost puțin, s-a închis tactic mai mult Andu, da, clar. Și am încercat să prestez acolo. Începusem bine, cu puțină motivație cu acel gol, dar așa a fost să fie. Oricum, un meci bunicel din partea lui. Băi, e foarte greu să spui că nu ai jucat bine, pentru că Sinner a jucat foarte bine. Ai avut un adversar foarte greu. Adică eu cred că dacă dădea de cam oricine altcineva, avea șanse mari. Cu siguranță mult mai strâns, cu siguranță era mult mai strâns meciul. Noi îți mulțumim pentru intervenție, îți mulțumim pentru participare și multă baftă în continuare. La anul. Și eu le urez baftă tuturor, mai ales lui Andu să câștige acolo, pentru că... Na, de ce? Că o să joace cu mine meciul următor. Bă, păi stai puțin. Ești sigur că îl bați tu pe Calinacho? Ne-am înțeles bine până acum. Păi nu, dacă e să câștig, o să joc cu Andu. Ne-am înțeles bine până acum și acum îi urez baftă lui Andu. Ce facem? Păi, să fie un fotbal frumos. Da, și ai mulțumit și noi, l-așteptăm și pe Andu să vedem gândurile sale după această partidă. Să vedem care-i tactica aia, domne, ce le face, îl deposionează așa că încă mă dă... 4-2-2-2, toți în atac, toți în apărare. Da? Ia să-mi faci și mie o tactică bună. Facem, sigur. Da. Da, avem aici câștigătorul... Salut! 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 Foarte. Cum a fost? Ce ai de spus? Un meci greu. Pentru că se putea întâmpla orice, puteam primi două goluri și se restarta tot meci, mai ales că echipa mea nu e atât de bună, Liverpool chiar e echipă bună și Sinner chiar nu joacă rău. Nu mă așteptam, chiar m-a făcut să mă aplec un pic pe canapea, chiar joacă bine. M-a făcut să mă aplec un pic, mi-a plăcut asta, mi-a plăcut frumos, să mă concentrez puțin. Și când te pui așa, e altceva, gata, treaba este serioasă. Stai un pic mai atent și m-a încruntat un pic, dar chiar a jucat bine și a avut un pic de ghinion că merita mai multe goluri. O cunoaștem pe asta. O cunoaștem. Știi? Asta e 6-2, a avut ghinion adversarul, merita și el, meritam și eu. Merita, a fost cam la limită, nu? Adică a fost cam la limită. Am dat, am și luat, da. Băi, Andu, felicitări, fabulos jucat. Cine știe, știe și am văzut acolo extrem de bine pregătit la finalizare. Nu ai dat cu piciorul la ocaziile pe care le-ai avut. Nu are emoții. Nu e vorba de emoție, e vorba de cât de bine pregătit și cât de bun e el ca jucător. S-a văzut la finalizare cât de bine a așteptat acolo portarul, dacă iese pe lob, dacă se Foarte bine, un ball roll, ceva, ai deschis unghiul foarte frumos, felicitări. Mulțumesc și mult. Fără baftă în continuare. Da, păi stai să vedem, că l-am văzut pe Călin acum, e super încrezător. Stai să vedem. O mică întrebare, câte ore joci pe zi? Depinde, nu există. În medie, așa, nu știu. 5, 6? 5, 6, vezi? Multă baftă să ai, Anduț. Mulțumesc frumos, mulțumesc frumos. Joacă bine băiatul aici. Și noi ne pregătim de meciul următor. Continuăm după un retur furtunos în Portugalia și cu Andu calificat mai departe în semifinale, primul semifinalist. Da, și un prim semifinalist, rămâne de văzut pe cine va întâlni Andu. Da, este Ovi care a câștigat meciul tur data trecută, acasă 3-1, Bayern nu a fost puternic. E un rezultat pe care am putea să-l vedem poate și în realitate, să câștige Bayern la 2 goluri diferență acasă. Iar eu țin să mulțumesc din nou partenerului acestei cupe, SteelSeries, care a susținut toată această mega producție. Au aceste căști fantastice pe care le avem și la giveaway pe pagina noastră de Instagram, toate sunt în descriere, bineînțeles aveți și link către ele. Și avem și aceste gripuri de la Control Freak pentru controller. De multe ori e nevoie. Adică eu cel puțin la... Eu unul am nevoie de așa ceva. La sticuri e groasă, adică se duc repede de tot. Cel puțin așa am pățit eu. Avem returul între Călin și Ovi la Călin acasă, la Villarreal. Va fi un meci frumos acolo în Spania. Au coreografiile alea cu submarinul. Este un stadion unde poate fi presiune din partea... Oare se va scufunda submarinul galben în această seară? Arbitrează Mălin Butacu, normal că avem arbitrii români, cei mai buni arbitri europeni. Și hai să vedem, începe meciul în posesie, este Ovi, atacă de la dreapta la stânga. Sunt foarte curios dacă vom vedea un nou debut în forța lui Călin în această partidă. Dacă ar începe cu 1-0, parcă ar începe să spere, nu? Da, s-ar anima foarte mult meciul. Așa, la 1-0 pentru Oviță, cred că... Îl va și demoraliza pe Călin totodată. Da, este un retur destul de greu. Dacă Bayern marchează primul gol, deja jocurile sunt făcute, la fel cum s-ar fi întâmplat în meciul tur. Din nou, Lewandowski este ceva mai jos și mizează pe această centrare. Da. Asta ne-a spus și de-a trecută la interviu. Îi place foarte mult pasa asta. Da. Și văd că încearcă Goretzka acum, șansă pentru Loviciarca acolo, pasă filtrantă, însă se apără bine. Se apără bine Călin, început de această dată total opus față de partidatur. Ovi este în atac și pune presiune la poarta lui Călin. Vine centrarea, respinge bine și acum șansa de contraatac. A scăpat Călin de primul val de presiune bavareză. Nici de această dată nu este jucat Dani Parejo, nu? Nu, Nu îl vrea pe Dani Parejo, dezamăgire pentru... Bună pasă la limita offside-ului lui Ivan. Până la urmă, pentru ce ne doream noi? Voiam un pasator, voiam să vedem un om care poate trimite niște baloane. Poate se va gândi și la noi și ne-a doua repriză. Dar lui îi va da o șansă. Îi place viteză. Și uite că forțează acum Corie. Vine centrarea, bună centrarea, dar e greu. Mi se pare foarte greu să treci de fundașii lui Bayern cu astfel de baloane înalte. Sunt fundași bine plasați, au lupturi bune de cap, mai ales Sule, 2 metri, dulapul. De Sule nu treci, mai ales nu cu Danjuma, poate dacă era un Zlatan Ibrahimovic sau Ronaldo. Da, atunci se mai echilibra oarecum balanța, așa mi se pare greu să reușești. Vine centrarea pentru Leva, în fața lui la 0. Nu, Goretzka, nu-și face pașii Goretzka acolo. Vezi, dacă Juventus trecea și Călin avea Juventus, era un Vlahovic. Da, era atunci un Dybala care putea să trimită. Ar fi avut niște jucători poate mai buni în FIFA. Haide să vedem ce va face submarinul galben. Va da oare acum o torpilă? Pasă bună Danjuma acolo, să vedem. Încearcă oare să intre în interior sau vine cu o centrare? Vine cu o centrare, greu, Manuel Neuer acolo în 6 metri. Aproape imposibil ca Manuel Neuer să ghișească o astfel de mici. Da, este în continuare 0-0, dar sunt două goluri diferențe. Da. Sincer, două goluri l-ai putea da în 10 minute. Corect. Un penalti și apoi îți mai iese un balon aruncat. Nu trebuie să fie o pasă greșită a adversarului. Da, uite, aici pierde mingea și sunt 5 jucători de la Bayern. Ovi așteaptă, nu se grăbește. În centru e liber Coman, să vedem dacă vine pasa. Nu, pentru Leva. Din nou folosit Leva în partea stângă. Da, e spre zona centrală. Totul controlând perfect balonul, caută centrarea probabil. Da. Ne-am întors așa la turnele din 2014. Vine șutul! Ruli, intervenție bună, aproape de 1-0, vine! Sane și corner. Ovi juca pe centrări foarte mult, când juca la turnee era cheia atacului. Se pare că le-a pregătit și de această dată. Le-a pregătit. Sane, să vedem oare un șut. A vrut braziliana. Ce caută Davis acolo? Frumos la Goretzka, e liber Leva, primește Gnabry, gol! Gol, 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 Ovi! 1-0, Bayern! Ovi deschide scorul prin Gnabry, minutul 40 al partidei. Haideți să vedem acum, iată Villarreal. Un răspuns puternic! Da, Juba trece! Pasă, gol! Incredibil! Manuel Neuer, mare de tot! Incredibil, Manuel Neuer, ce intervenție! Poate intervenția care închide puțin conturile. Aici e un moment foarte important. 1-1-1 la pauză, e mai etea o speranță. Dar hai să vedem contraatacul ăsta. A plecat Leva, ce frumos trece cu Gnabry. Gnabry, între 3 jucători. Până la urmă Coquelin blochează acolo foarte bine. Da, de aici e foarte greu de revenit. Calificarea aproape jucată. Avantaj mare la general. Poate vom vedea o surpriză, nu știu, asistăm oare la o minune în a doua repriză. Greu, hai să vedem dacă se modifică ceva, nu? Iată, nimeni nu schimbă nimic, merg pe același sistem, aceiași jucători, Villarrealul totuși joacă acasă, ar trebui să marcheze, ar trebui să ofere publicului spectacol, măcar satisfacția unui gol. Pleacă bine acolo, Danjuma. Pasă greșită. N-a avut oameni de pasă. Cred că l-ar fi ajutat un om de pasă și poate măcar un jucător mai rapid, un jucător pe care se poate baza. Da, mai rapid decât Ciucuze. Iată aici pasă bună, Gnabry, vine oare șutul, are poziția acolo, Gnabry! Scapă Villarreal. Ruli, ce intervenție bună, nu s-a terminat faza, din nou Gnabry. Șansă din nou pentru Bayern München. La 20 de metri, totuși întoarce mingea. Nu se grăbește, așteaptă. Ce pasă! Gol! Goretzka! Extraordinar! Excepțional Goretzka acolo și pasă de geniu acolo din partea lui Ovi. 2-0 și în deplasare. Un scor foarte bun. Pasa a fost genială. Ce frumos pasează Coman, întoarce Coman. 3-0. Bayern merge mai departe în semifinale. Villarrealul nu reușește până acum. Practic n-au avut o fază clară. E bine, Ovi și Andu, sferturi de senzație, scoruri mari la general și calificări obținute așa, într-un mod foarte clar. Poate un gol de onoare. Neuer intervine bine, corner. Mai sunt 3 minute plus prelungire. Hai să zicem 5 minute până la finalul acestei partide. Lovitru de cap, Neuer intervine bine și încă o intervenție bună acolo. Șule. Șansă de contraatac. Lewandowski pasă pentru vitezomanul Gnabry. În duel acolo. Oh, ce trecere! Și pe acesta intră în careu aproape de 4-0. Oh, încă una! Gol! Bară! Bară! Și uite cum aleargă Bayernul la 6-1 la generală, minutul 90, Ovi, exact cum ar trebui și se califică. Este calificare. Ovi merge mai departe, semifinale. O să fie un duel incendiar, Bayern cu Benfica, foarte interesant de urmărit data viitoare. Să vedem dacă Andu va face față cu Benfica. Cred că Ovi va forța tot așa pe viteză cu Benfica. Andu trebuie să vină cu o tactică mai diferită, să-l surprindă cu ceva. Bun, l-avem alături de noi pe Călin. Din păcate pentru tine ai pierdut și manșa. Călin, nu te așteptai, nu-i așa? Trebuie să mai zic ceva ce n-am zis prima oară sau ce, adică nu. Căline, ce crezi că a fost greșit? Ce s-a întâmplat greșit? Ce s-a întâmplat greșit azi pentru mine? Tragerea. Acest match. În acest match. Nu contează, dar n-a contat. Nici o secundă n-a contat, de fapt. Asta e, nu, adică am venit cupa prieteniei, suntem prieteni, ne bucurăm. Dar rămâi, Căline, să comentezi într-un mod incendiar, pentru că vom avea niște meciuri incendiare mai departe. Bă, măcar un meci, două comentez, da, sigur. Da, sigur, fără nicio problemă. Asta e, a câștigat jucătorul mai bun și a câștigat totuși echipa mai bună. Poate să dai vina pe ceva, dă vina pe ceva ca tot românul. Cum? Bă, Teo. Gazonul. Bă, Teo, Teo, fii atent. Când ți-a picat... Au venit bavarezii, au făcut... Teo, când ți-a picat ție vreodată în viață echipa proastă la Cupa Prieteniei? De curiozitate. Spune-mi, spune-mi odată. Că se măzluiesc odată. Îți spun un singur lucru. Te rog. Cupa Prieteniei Premier League, Tottenham. Aia e echipă proastă. Aia e echipă proastă. Aia e echipă proastă. Ai Son, ai Kane. Mă, fii atent, ție nu ți-a picat niciodată echipă slabă, da? Și tot te-am bătut de fiecare dată. Așa că poți să taci din gură că există YouTube, dacă nu pui videoclipurile pe privat, și se uită oamenii și văd cum de fiecare dată te-am bătut. Te-am bătut de fiecare dată. Tăiați-l, tăiați-l. Sunt omul care am cele mai multe finale necâștigate. Baza, gata, l-am dat afară din studio, să-l chem înapoi când se mai liniștește. Hai, îl avem alături de noi pe câștigătorul acestei duble manșe. Ovi, probabil după aceste victorii, cu motivație mai departe, joci cu Andu, care are și o echipă mai slabă decât... Bă, știi cum e, mă bazez că băieții au intrat pe primul episod, s-au uitat acolo, a jucat o viță, a bătut, a dat goluri frumoase la început, acum sper să nu vă mai uitați la episodul următor cu Andu, că asta e. Ce urmează acolo, urmează altceva. Totuși, a fost o glumă, trebuia să râdă, comentarii, nu vrea nimeni, gata. Eu cred că va fi un meci echilibrat și acolo, între tine și Andu. O să fie probabil, dar Andu fabulos. E șmecher jucător. Poți face diferența. Și tu ești un jucător foarte bun și cred că poți face diferența cu anumiți jucători. Bă, să vedem, cu siguranță pentru orice posibilitate acolo. Andu e un jucător foarte bun, că eu știu, face la moral. Eu m-am retras, eu acum nu știu ce. Păi da, mă, nu e așa, ce ai? Dar îți dai seama că mor cu el de gât acolo, sunt croit, ce ai? Am văzut în meciul retur ai abordat aceeași tactică, acele pase de care te-ai folosit foarte mult în meciul ăsta, chiar și în prima partidă, și ai zis că îți plac foarte mult. Da, cum ziceam, 1-2 goluri cred la meci, cred că se pot marca din această schemă. Demarcarea aia cu Goretzka, e un jucător bun, dar acum știi cum e, trebuie și adversarul să-ți dea un pic de spațiu ca să poți să faci asta. Cu Andu cu siguranță o să fie mult mai dificil de marcat golul din astfel de oportunități. Da, va fi un duel foarte interesant data viitoare. Da. Erați așa bucuroși, ați vorbit cu Călinașu, am venit eu, sunteți toți serioși, ce s-a întâmplat, mă? Păi tu ne bați pe nici o caterincă, nici o aia pe acolo, nici o glumă, toți suntem acum serioși, de ce? Ce aveți? Da, aveți ceva cu tine. Da, suntem nemulțumiți că ai ajuns până aici. Atât s-a putut. E așa, deja e băiatul ăla care scrie pe trofeu, pe cupa Champions League, scrie FC Bayern Munchen, deja a început să scrie. Băi, e greu să știi că nemții n-au mai câștigat chiar atât de des. Dacă te uiți, a luat Borussia Dortmund acum Champions League acum vreo 20 de ani, a luat Bayernul acum vreo câțiva ani, dar nu e chiar așa des. A luat Bayern în 2020. Champions League-ul pandemic. Da. Eu țineam minte Champions League-ul împotriva lui Borussia Dortmund. Nu, l-a luat acum cu Parisul. Da, așa este. N-ai văzut documentarul lui Neymar? Nu l-am văzut, să știi, nu. Nici eu nu l-am văzut. Acolo au arătat niște imagini și era dezamăgire mare. Am zis că dacă e tot, mă uit la documentare, să mă uit la fotbaliști, nu la jucători de fotbal. Da, mulțumim, Ovițe. Și multă baftă în semifinala cu Andu. Acolo să te vedem. Acolo să fie incendiar meciul. Salutări, salutări. Am pierdut, m-am pus la muncă. Vom comenta returul, poate celui mai încins meci. Nu numai meci, e o rivalitate între ei. Da, cred că s-a rulat la pumni. Andu. Nu, că e cupa prietenii. Ah, salut. Felicitări pentru prestația cu... Bravo, felicitări. Mulțumesc. Chiar te... Așa, eu am câștigat, da. Cu Benfica. Lusitania, bă, suntem șmecheri, mă, Benfica e cea mai mare echipă. Și avem returul, cum a spus și Călin, Bercea vs. Tudor Butan. În tur, Bercea 3-2 pentru Bercea. O remontadă a fost, un penalti, a fost scandal, a fost haos, a fost nebunie. Dacă vreți, intrați pe ultimul episod și uitați ce s-a declarat după meci. Tudor a zis 5, Bercea a zis nu se apropie de pont. Da, deci niște declarații chiar urâte, Își strâng totuși mâna, cred că cu reticență. Cu reticență, nici măcar n-a strâns de fapt, doar... Na. Și se joacă pe Etihad. Exact. Poate că asta îl va ajuta pe Tudor să dea cele 5 goluri promise. City de la stânga la dreapta pe micile dumneavoastră ecrane, în echipament bleu, sau cum ai zis, bleu maran. Ok, João Félix începe încins această partidă. João! Ederson, pentru fotografie e parada asta. Da. Bravo lui. Cu cine crezi că ține Teo, de exemplu? Teo, cred că se gândește la adversarul lui din semifinală. Păi da, dacă va trece de X-Breaker, el este un pic favorit și cred că se gândește că... Păi da, uite, întrebarea... O, chiftea și acum. Da, chiftea. Da, chiftea și acum, am avut 6 în primul meci, deci... Cred că ține cu Bercea. Complet. Păi da, aș fi crezut și eu asta înainte de primul meci, dar uite ce prestație a avut Bercea în primul meci. Cred că ține cu Tudor. Cred că ține cu ăla pe care are încredere mai mare, că ar putea să-l... Da, bine, să treacă mai... Cred că ține cu el, ar trebui să ține cu el mai întâi. Corect. Marez. Gabi gol. Nu e Gabi gol, e Gabi Jesus. Marez. Deci deja... Tudor a atacat José Maria Jimenez și a avut o mare ocazie, deci e clar, mi se pare clar și mie. Da. Și mie mi se pare clar că vom avea un meci azi. Marez cu o aruncare de la margine stilului Găraru. Dar se vede că e Atletico azi, se joacă mult mai frumos, posesie, bravo! Atenție! Atenție mare! Pep totuși are... João Cancelo. Greșeală, se vede presiunea, João Félix, contraatacurile lor sunt foarte acide. Griezmann. João. Corea. Se... Bă! Opa! Penalti! Wow, ce se întâmplă acolo? Se iau la ceartă! Tudor pleacă acasă, ce se întâmplă? Incredibil așa ceva. Am avut un penalti și în prima manșă. Or să fie scara iar? Scara? Chifteaua asta face cât? Ce face Tudor Butan? Doamne, ce e acolo? Sincer, n-aș fi vrut să fiu acolo, pentru că, sincer, cred că mai are un pic și afoc acea încăpere. Chifteaua asta face cât 3, deci avem 4. Doamne Dumnezeule, cei spectatorii din spatele lor sunt... varză, ce sunt. Da, Foden ar putea... Se calcă în picioare. Faul clar. Deci noi auzim de aici, din altul tribunei, tensiunea dintre cei doi. Să vedem o schemă. De Bruyne! Opa! În fața golului! Doamne! 5 chiftele în nici 20 de minute. S-ar putea să avem family menu. Da? Probleme mari la finalizare pentru Tudor Butan. Incredibil așa ceva. Sincer. 3-2 în continuare la general pentru Bercea. Corea. Pasă bună în adâncime. Yannick Ferreira Carrasco! Doamne, ce... Nu mai știu să vorbesc. Nu mai știu să mă bâlbâi. Mă bâlbâi pentru că tensiunea este la mare nivel. Deci eu sincer m-am ridicat iar. Nu pot să stau jos, sincer. Chiar nu pot. Sterling. Aoleu cum a scăpat. Aoleu se duce. Raheem the Dream. Dar e oprit visul. Big mistake. Foden. Marez. Gabi Jesus. Oprit de José Maria Jimenez. De Maria. Ce bine se apără Bercea. Corner, presiune continuă pentru City. Oare va veni și golul? Răspundeți prin SMS la 1272 cu textul gol. Frumos. Cum a dat Jordi Alba, dacă ține. Sau la Tovlevici. Sau la. Corect, îmi cer scuze. Ce faci? Nu? Uite-te la noi aici prima oară. Mai auzi de tine acum. Nu lua numele Domnului în deșert, așa scrie undeva. Lodi. Greșeală. Nici nu-mi dau seama ce văd. Nici nu-mi dau seama ce văd. O tochitură de vită cu mămăliguță. Ar fi bună. Sterling, Sterling, din nou pe bandă, îți face spectacol prin dribbling. La port. Ce Sterling caută la port acolo? Intră în care? Intră în care? Centrare Buda! Oh, Reinildo care a dat și gol în prima manșă. Doamne, cât de bine se apără Bercea. Corea. A plecat João Félix. Atenție, m-a ridicat pe scaun. Atenție, João Félix. João Félix, 1-1 cu Ederson. Scărița! Este chifteluță. Avem 6. E perișoare. Perișoare. Avem 6. Avem 6 chiftele, nu vine să cred deja. Cu muștară, mamă, o plăcere. Ne-am chinuit un meci întreg data trecută să vedem 6 chiftele. Acum 30 de minute. De Bruyne, un meci. E, la o parte, la alt. Sterling, pasă bună. Kevin De Bruyne. Mare, ce s-a grăbit, Doamne, bă, stai Dumnezeule. Puțin, stai puțin, nu, chiar nu mai vreau să văd chiftele, deja vreau să văd și eu goluri, adică nu... Dumnezeule mare, graba strică treaba, după cum spune acel proverb. Of. Apar murăturile pe masă, nu știu, nu... Bernardo, oare va mai resta Bercea în acest stil? Stilul kamikaze în apărare? Yannick Ferreira. Respinge João Cancelo, Phil Foden. Scăpase acolo, oh, Gabi Jesus. Pasă bună, Gabi Jesus. Este offside. Nu e, joacă până la flori, se spune. Așa se spune. Eliberată în dreapta Walker. Pasă în spate, Gabi Jesus. Gabi Jesus deschide scorul. În sfârșit. Oh, mă, și-l sună el cum ar veni, bă. Te sun eu. Te sun eu. Nu mi se pare ok, sincer. Dar am văzut numai lucruri care n-au fost ok în acest... 3-3, la general, Dumnezeule mare. Momentan egalitate la scorul ăsta, am auzit că s-ar duce în prelungiri. Golul d'aur. Cum vor fi prelungirile? Vor fi gol d'aur, aparent, așa. Gol d'aur. Mi s-a șoptit în cască. Minutul 42. Ne mai pregătește oare Tudor Butan un gol? O, pas în spate, frumos, ține poziția, frumos! Wow, ce deschidere de joc! Frumos, parcă suntem la rugby pe 3 sferturi, frumos! De Bruyne! Frumos! Bine! Eseul! Am văzut eseul! Opriți planeta, vreau să cobor! Doamne! Doamne! Doamne. Și i-a respirat în față. Imediat după ce a mâncat usturoi, i-a respirat în față. La buturi a dat Foden, da? Deci Tudor Butan e mare favorit. În acest moment are un gol în față împotriva lui Bercea. Încă 3 până la cele 5 promise. Aoleu, Griezmann. Griezmann trage, lasă-te pe ea! Lasă-te pe ea! Bine, de ce așa? Ce bine, Ederson. De ce așa? Se suferă mult, se suferă mult. Etihad Stadium. Altă sclipire în ochii lui Tudor. Iată, poate nesiguranță în ochii lui Bercea. 3-2, 2-2. Exact, cred că dacă ar avea un telefon acum, l-ar suna pe Oviță să-i spună ce ar trebui să facă Oviță ca să facă o remontada. Voiam să spun un singur aspect. 32 de grade la ora meciului, vânt lateral dreapta, cu șanse mari de ploaie. Carrasco! Se transpiră! Doamne! Kick-off, kick-off, doamne! A făcut calma! Atenție! Atenție mare! A făcut calma! Urât! Deci urât, urât, urât. Cred că Bercea nu va mai fi chemat la cupa prietenii. Deja a primit... Doar dacă se schimbă. Dacă se schimbă... Cupa sau Bercea? Dacă se schimbă cupa. Dacă e cupa dușmăniei, cu siguranță că e primul chemat. L-am văzut pe Carrasco acolo cum era Gareth Bale. Pe timpuri. Pe timpuri, da. Și este egalitate. Da, din unghiuri... 4-4. Fault, clar. 4-4 con la teatru. 4-4 formagii. Da. 4-4 ca la teatru, ca să vorbesc în română. La port. Rahim. Rahim, what are you gonna do? Bă, cele... Mamă, ce faci? Astea sunt chestii pe care noi le numim râzgăieli. Sau șuste. Nu, prea mult. A-I. Vom comenta următoarele 2000 în onomatopee. A-O-E. Da, e de... Am încercat. Nu ne-a ajutat. Nu ne ajută. Nivelul jocului e slab, nivelul. Nu pot să comentez. Oh, Felix. Dar de unde știe el să facă asta? Eu am înțeles că... S-a antrenat să-l facă. Cupa prieteniei e o cupă de tradiție, e important să ai o față bună în joc. Deci nu poți să vii să te faci de râs, sincer. Chiar nu. Adică Corea. Eu personal m-am făcut de râs, asta. Lasă că tu te-ai mai făcut, nu-i problemă. Sunt cel mai mare finalist fără să câștig în această competiție. João Félix! João Félix! Doamne, am dat cu palma în masă de nervi. Ce ocazie. Rodrygo de Paul. Centrare bună, un covrig frumos! A pus prea multă umplutură și s-a lăsat greu covrigul. Minutul 61, ultimele 30 de minute. Cu tot cu prelungiri din această mare partidă. Cu un intens final. João Félix. João Félix. A fost o alunecare foarte bună a lui Kyle Walker. Rahim. Gabi Jesus. Rahim. Pasă greșită. S-a pierdut Tudor. Se vede pe fața lui, dacă dați un pic zoom, se vede pe fața lui cum se citește pierderea. Eu nici mai văd pe jucători. Da, e foarte, foarte greu ce se întâmplă aici. Chiar sunt care pe care și chiar se întâmplă multe Marcos Llorente. Aoleu! Opa, mi s-a părut hands acolo, dar aproape. N-a văzut. Golul putește n-are pentru Bercea. Simt. Tu ce simți? Bă, eu simt că poate veni golul și la cealaltă parte. Uitați-vă cât de bine se apără. Savici, s-a grăbit. Simte și el că e vulnerabil Tudor și de asta grăbește. Da, dar nu e bine. Graba strică treaba, știm acest lucru. Pasă greșită, Marez greșește, Corea. A plecat João Félix. Opa. E bună! E bună! João! Félix! 2 la 2 în acest meci este, dacă nu mă înșel, 5 la 4 la general, nu? Pentru... Normal. Da, clasic. Donde esta se resiete, totuși. Donde esta se resiete. Ce are Corea pe Juventus? Atletico conduce. Cu un gol. Minutul 71. S-a băcat cronometru. 72. Rahim Sterling. Poate în acest kick-off. Borol. Centrare bună. Respingere Inildo. Sincer, nici nu pot să mai vorbesc, dar emoția m-a cuprins. Da, nu și pe mine, sincer, dar... Yannick Ferreira. Trebuie să scoatem ceva de la noi. Bine, intră Cancelo, care se zbate în minutul 80. Este presat de timp, Tudor. Trebuie să forțeze. Dar nu așa, nu poate așa. Da, îl ajută, îl scoate din mizerie Bernardo Silva. De bine de rău cu acea interceptare. Poate fi contraatac. Foden, Sterling, poziție de finesse. Da, frumos, a schimbat frumos. Da. Și de la distanță. Cum era? Bine că nu e camera pe mine să vedeți ce am putut să fac. Cum era? Să fugim, baby, cu ea, cum era. Da, nu, ne luăm copyright dacă mai cânti. Da. Marez, încă se zbate de la City. Minutul 85. Cu ultimele puteri. Rahim, Kevin. Alunecare la disperare. Marez. Dă-mă drumul la ea, mă, ce faci? Da, ține mult de ea, Griezmann, faul, greșeală mare lui Laporte, greșeală. Dar e de înțeles, pentru că, s-a făcut deformare. Minutul 89, Bercea trebuie să țină de ninge. Iată, nervii lui. Aoleu. Opa, să nu iasă cu ea, n-a ieșit cu ea. A luat-o. Pasă bu... ce bine a venit Coche! Coche închide meciul. E gata. Coche închide meciul și... E gata! Hai, Suarezito! Suarez, ce viteză are Suarez. Bună! Voleu pentru spectator. Și câștigă Bercea. Incredibil. Doamne Dumnezeule. O surpriză cum n-am mai pomenit. Dați mâna. Nu vor să dea mâna. Incredibil așa ceva. Nu vor să dea mâna. Normal trebuia să se dea mâna. Atenție. Deci normal trebuia să se dea mâna și nu s-a dat mâna. Nu s-a dat mâna. Incredibil. Nu s-a dat mâna. Și direct vom merge cu interviul pierzătorului, câștigătorului moral al acestei partide, pentru că a jucat un fotbal spectacol. Salut, Tudor! Salut, Tudor. Ne-ai promis 5. Băi, dacă stai să calculezi, au fost 4, aproape de 5. Dublă mai și ne-ai promis 5. Scuzați-mă. Dar zis că da, eu n-am înțeles. Eu am zis 5. Băi, ideea e că l-am dominat, recunoașteți. Da, clar. Și meciul 1 și meciul 2. Da, a avut noroc, frate, a recunoscut și el. Chiar a avut noroc. Frumos zice că a avut noroc. Dar mâna de ce n-ați dat? Îl respect foarte mult pe Bercea. Dacă acest respect există între voi, mâna de ce n-ați dat? Dacă Bercea se va uita la acest clip, urât să fac acolo calma și toate cele. Da, niște chestii care, da, nu mă așteptam din partea lui, sincer, mai ales că îl știu, îl urmăresc. Prestația a fost foarte bună și din partea ta și din partea lui Bercea. Bravo, nu pleci cu capul jos, pleci cu capul sus. Și eu zic că am șanse și la golul turneului. Cu golul clar. Frumos, direct în vincul, acum să vedem. Dacă îi se face lui Teo milă de mine, îmi dă și mie un trofeu. Important este să te uiți în oglindă și să-ți spui, am dat tot ce am mai bun. Nu, stai liniștit, golul turneului oricum o să-l ia Teo cu pasă în fața porții. Face el ceva să câștige. Da, am înțeles, am înțeles. Încă o dată, felicitări Bercea. Bravo, bravo. La final, niște respect. Respect. Mulțumim, Tudor, pentru intervenție și îți dorim mult succes în edițiile viitoare ale Cupei Prieteniei. Da. Ți-a plăcut cum am făcut? Am făcut chestia asta, gen... Urmează interviu la foarte cald cu Bercea. Câștigătorul. Fericitul câștigător al acestei partide. Fericitul câștigător. A intrat la noi în sală aici cu zâmbetul pe buze. Da, se putea și mai bine. Acum nu poți să te desconsideri chiar așa. Cu esta partida, o bună partida, dar... Da, era 3 mai mult în Spania. Cu o groază de ratări e cu asta partida. Aha, da. Am câteva greșeli individuale, erau să ne coste calificarea. Dar noi suntem o echipă, o să trecem ca niște prieteni prin asta. Dar nu poți cu asemenea greșeli. Da, despre arbitraj ce ne poți spune? Ai avut un penalti și te-ai bătut joc de el. Da, eu mi-am bătut joc jucătorul. Deci el, da. O să avem o discuție despre această situație. Dar acum, lăsând gluma la o parte, Tudor a jucat foarte bine, a jucat la spectacol, un jucător foarte bun. Eu am avut mare noroc, am avut mare bulan. Îi rămân dator cu boladă de bere și... Când vrea el, facem un clip de fotbal. Respect lui. Adică oricând îi rămân dator cu un clip, când și unde vrea el, facem. Incredibil. Totul e bine când se termină cu bine. Da, a fost. Felicitări încă o dată și mulțumim în continuare. Mulțumesc și eu și ne vedem în finală. Chiar a zis frumos, sincer. A zis foarte frumos. Dacă uitați, doamnelor... Scuze, caracterizează în 3 cuvinte această partidă. Mă gândeam de mult să spun întrebarea asta. Foc. Da. Intensitate. Da. Dar la final, respect. Bravo. Asta e deviza acestei cupe. Respect și prietenie. Da, corect. Bine v-am regăsit, băieți, la ultimul meci din sferturile cupei prieteniei. Suntem aici împreună, alături de Calinacho, el Bercea, și o să comentăm ultimul meci, dar până se pregătesc băieții vreau să vă reamintesc că pe Instagramul fiecărui participant la Cupa Prieteniei veți găsi un giveaway în care noi oferim câte o pereche de căști SteelSeries Arctis 7P+, wireless pentru consolă PlayStation 5 și PlayStation 4 sunt ideale pentru consolă și câte un tricou semnat de fiecare participant acolo pe Instagram. Le mulțumim foarte mult pentru că ei sunt sponsorul principal al acestui turneu. Și haideți să vedem bracketul. Deja știm aproape toți semifinaliștii în afară de ultimul meci. S-a văzut că a început transmisiunea asta cu un zâmbet pe față. Deja sunt în semifinale. S-a văzut că ai început cu un zâmbet pe față și adică, ai arătat foarte bine. Eu n-am arătat. Am avut șansa, ce pot zic, adică Tudor a jucat la spectacol, eu am jucat ca Atletico, am jucat la rezultat și mi-a ieșit. Începe ultimul meci, uite, parcă ni s-a promis, în tur că o să fie spectacol și deja uitându-ne la ei, parcă se mișcă altfel, parcă sunt mai știi care e treaba? Animați. Exact. Ei ne-au promis spectacol, deci vrem să vedem spectacol astăzi, vreau să văd spectacol, vreau să văd goluri multe, vreau să văd goluri frumoase, nu mai vreau să mai văd fotbal tactic. Da, acum zici, Hagi, ei dau goluri multe, noi dăm goluri așa și așa multe, dar nu prea multe. Hai să vedem aici. E hands și este din afara careului, dar este pericol, ia să vedem. Teo se plânge, Teo se plânge la Cupa Prieteniei, nu știe de atâta. Să vedem. Pe reluare intră varul. Ia să vedem. Da, a fost clar. Clar hands. În antebraț. Clar, a fost clar. Cum ar spune. No, i-a dat mâna peste cap ceasul. Uite și tu cum i-a căzut ceasul. Uite. Uite că i-a căzut ceasul. Bine, acum piciorul ăsta nu putem să zicem unde a fost. Se mai întâmplă. Doar Teo are dreptul să bage replay-ul, să se uite doar el. Sperăm că acel jucător a făcut deja copii. Nu este nicio problemă. Asta e. Hai să vedem. Ia să vedem aici și vedem un șut oare din prima. L-am văzut în poartă. L-am văzut în poartă, n-a fost în poartă. Știi de ce cred eu? A ezitat puțin șutul. Dacă ar fi șutat din prima, cred că ar fi fost mai închid, dar a ezitat puțin, nu știu de ce. Ok, bine, el știe, Rodrygo, îl vedem aici pe Rodrygo. Nu mai joacă nimeni cu Bale. Oh, și ce fază bună! Ah, ce bine vine. Ce intervenție! Intervenție in extremis. Cristian Pulisic o aruncă în față. Cam asta am văzut la Rodrygo, a mers. Hazard, ok, acolo o bâlbeală la mijlocul terenului. Nu așa, Casemiro, bine. Cel mai bun, cred că Casemiro putem spune că este cel mai bun mijlocaș la închidere. Eu zic că e Kanté totuși, dar acum... Cum ai zis tu, îl poți juca în mai multe locuri, dar... Da, la închidere doar... Oh, ce ocazie, Rodrygo! Da, să te știe și Mendy, știe bine, știe bine. Dacă mă înșel, un portar școlit de Ajax, nu? Mendy... S-ar putea... Mi se pare că a fost la Ajax sau nu? Nu cred că a fost la Ajax. Ba, nu la Ajax. De la Rennes parcă a venit. Sau, da, de la Rennes nu mai știu. În Franța a fost școlit. Și Vinicius. Oh, frumos, o braziliero! Vinicius cu râzgâieli. Frumos și Karim, care în realitate n-ar fi niciodată ceva. Hazard! Fază periculoasă! E pe lângă poartă! Este pe lângă, milimetric. Plăcintă! Cea mai mare ocazie de până acum. Plăcinta lui Eden Hazard. A atras prost. Carvajal, imagine puțin, dar aici o să aibă nevoie și de un locuitor pentru Carvajal cât de curând, pentru că înaintează în vârstă. Nu știu cine ar putea să vină. Rodrygo. Să vedem. Oh, ce a fost aici? O pasă totală, a pierdut mingea, i-a dat-o gratis. Da, nu, Teo. Și văd chiar se cam tatonează băieții, adică nu prea se tatonează. Bine că există Kanté care îi permite lui domnii să facă. Havertz, ia să vedem. Bine pasa, dar vede bine, dar Alaba. Opa. Nu greșește? Opa! Ce bijuterie! Ce a fost asta? Ce bijuterie al lui XBRAKER! Ce a fost asta? Wow! Superb gol. Teo tremură în ghete. Da, e groasă situația, adică inițial a avut o ocazie mare cu Hazard pe care a ratat-o și știm cu toții că fotbalul te pedepsește. Dar cine ar fi crezut așa ceva? Cine ar fi crezut că Teo ar putea să fie condus în ambele meciuri până acum? În primul a revenit, să vedem dacă reveni și aici. Și uite că pare că tot domnii e mai hotărât să facă ceva. Pe mine m-a speriat mai rău Tudor decât Teo sau XBRAKER. Păi tu știi acum. Bine, știi care e treaba? Clar, și ei o să joace mult mai relaxați cu mine. Acum nu știu dacă să mă bucur sau să mă îngrijorez. Oh, ce a încercat aici? Băi, nu știu ce trebuie să faci. Important e că, uite, adică eu încerc să-mi dau seama ce se întâmplă. Joacă domnii mult mai bine decât credeam sau joacă Teo mai slab decât credeam? Cumva poate e puțin din ambele, știi? Ce cred? Cred că sunt și echipele, pentru că pe Teo nu prea îl văd. Uite, el are mai mult jucători de execuție, Teo, și nu-i folosește. Oh, l-a folosit aici pe Benzema, la crocheta, ca pe Ultimate Team, uite, se vede că știe. Nu știu ce încearcă să facă. La Madrid! Se bucură Teo. Da, și la acest scor, băieți, mergem în prelungiri. Ne-a închis gura, ce să facem? Da, a fost o fază frumoasă, dar ți-am zis. El, de exemplu, domnii are echipă mai mult de construcție, iar Teo de execuție și ei joacă fix invers. Domnii cu execuțiile și Teo cu construcția. Și bine. Carvajal știe fotbal. Greșeală aici. Să vedem dacă Karim e lent. Ok, dar scoate bine mingea la Rodrygo. Militao, să vedem mai departe pentru Casemiro, Modric. Mai departe la Vinicius, să vedem ce va face. A încercat. Bine, Rhys James. Poate să declanșeze contraatacul. Fuge Werner și pasa e foarte bună, dar iese Courtois. Adică uite, o pasă greșită aici și să vedem un contraatac. Pasă de la Karim pentru Hazard, care mi s-a părut ca mână moartă. Ca mână moartă acolo. N-a fost offside, dar Rhys James, care o dă acasă. Dar l-a ținut bine. Și greșește. Riscant. Greșește. Două minge pe gratis, ia să vedem. Hazard, lor Karim, Mendy. Doamne, ce greșeală a făcut XBRAKER. Cred că știe, dă din cap acolo. Știe. care poate să plece ei Hazard. Pe contraatac. Îl caută pe Vinicius. Oh, ce intervenție! Foarte cred că a fost de galben. Este galben, clar. A fost de galben. Nu i-a dat nimic. Nu i-a dat nimic? Nu i-a dat nimic. Uite, Teo, cum e să țină jocul și cu altcineva. Ia te uită. Da, a fost de galben clar. A fost galben clar. Bagă pe Marco Asensio, scos și... Cam târziu, cam târziu. Scos și Rodrygo, băga Valverde. Bine, sunt mai tactice aceste schimbări pentru că, vezi tu, acum jucătorii o să intre proaspeți. Și se poate ca meciul să se ducă în prelungiri. Dacă s-a dus în prelungiri, Domi are probleme mari dacă nu marchează nici acolo, pentru că la penalti, cum a zis și el, știe că nu prea are șanse. Prea la încercare. Da, acolo. Acum forțează Teo un ultim atac. Haide să-l vedem. Nu se întâmplă nimic. Și meciul se duce în prelungiri. Da. Se duce în prelungiri meciul. Avem singurul meci din sferturi cu prelungiri. Da, singurul meci cu prelungiri de până acum. Se bucură băieți, uite, zâmbete pe fețele lor. Foarte frumos și încep direct, nici nu mai stau la discuții. Da, ei ne-au promis nou un meci mai tare, dar... Ok, a fost mai tare, dar nu la fel cum ne-au... Adică nu așa cum ne-au promis. Frumoasă pasă, ia să vedem aici. Nu din kick-off, nu din kick-off, nu din kick-off. Și... din kick-off! Chifteluță! Valverde! N-a fost chiar chiftea, a fost chifteluță, a fost destul de aproape de poartă, dar... merge acolo la chetă. Nu știu, mi se pare că Teo începe să se simtă tot mai mult în largul lui. Da, uite, și Domi are șanse. Răspunde și nimic, Alaba imperială acolo îl blochează exact cum trebuie Lucas. Să vedem mai departe pentru Mendy, care urcă bine. Mendy, ce viteză! Uite, ziceai de el că nu-ți face faza ofensivă, dar aici ți-o face. Ți-o face, foarte bine, Benzema. Și să vedem un tragă! Doamne, Doamne, Doamne! Karim! Parcă pentru prima oară în viața mea îmi pare puțin rău pentru Teo. Nu, glumesc, nu o să-mi pare niciodată rău pentru el. Asta a avut noroc toată viața lui când vine vorba de FIFA. A ieșit Pulisic, să vedem. Este Pulisic, aparent intră Ziyech. Da, un jucător rapid. Deci și Ziyech este un jucător foarte rapid. Și dacă e chiar la fel de rapid ca Pulisic, dar cu siguranță o să-l ajute, mai ales că e proaspăt. Valverde, mai departe pentru Asensio, să vedem aici. Cere Karim în față și este ocazie mare acum. Mare. Este ocazie mare. Este ocazie mare. Minge la Vinicius. Și Doamne, apără, Mendy! Doar Mendy! Doamne! Portar cotat la 10 de milioane. Arată de ce e cotat la 10 de milioane. Arată de 100. Arată chiar de 100. Și din nou se lasă acolo lor Karim. Să vedem Vinicius. Apără Mendy din nou, a fost cam pe el. Mendy. La cine o fi presiunea dacă se ajunge la penaltiuri? Uite, da, înțeleg că Domi zice că nu știe, dar parcă Teo a avut așa de multe ocazii și se răzbună cam mereu. Să vedem din nou un ultim atac, Asensio, Rudiger, intră bine, dar mingea rămâne tot. Lucas, Vinicius. E pe lângă. Extraordinar. E incredibil cât ratează acum. Da, prima oară în viața aia când parcă am un gând că mi-e milă de Teo. Nu știu ce caută, o să... Da, deci... văd că iarăși își modifică. Sincer, aș încerca să-l bag... nu știu dacă are ceva pe linia de atac să mai schimbe. Benzema este obosit. Este obosit. Da, și e ok. Îl schimb aici, îl vedem pe Benzema și pe Asensio. Schimbați unul cu altul. Ce încearcă să facă aici, băieții? Da, ar fi dramatic acum să vedem un gol marcat și... ar fi sfâșietor pentru cel care l-ar primi, după atâta chinuială. Când primești un gol acum, nu mai... Deci dacă ai primi acum și am avea timp, prin teorie, dar e greu. Să vedem... Casemiro foarte bine stă pe picioare. Tot Teo atacă, minge periculoasă! E în blocaj, și e în blocaj, dar mingea tot rămâne... Nu e nimic, iese Mendy, ce fază periculoasă aici. Da, ok, nu, chiar Teo ne-a oferit niște spectacole. Trage... păcate pentru el n-a fructificat nimic, dar clar a fost... a ratat foarte mult Teo, mai ales în ultimele minute, Teo a fost peste tot. Jorginho, uite ce poate să se întâmple, no, a calmat-o puțin, mi s-a părut că are niște ocazii și niște culoare. Ar trebui domnii să stea mai mult, să le calmeze, să... Opa, o centrare... Și slabă centrarea, dar mingea în careu! Haver! Haver! Și gol! E gol! Este gol! Incredibil! Incredibil! Ziyech, cel care a intrat! Incredibil așa ceva! Incredibil! Incredibil! E, exact ce vorbeam, ocaziile se răzbună, a ratat foarte mult, a ratat enorm! Wow! Wow! Incredibil, băieți! Și din nou mingea este la 2000! Dramatic! Wow. Mendy interceptează bine, să vedem. Un atac bun. Atenție, poate fi mare ocazie. Bine, se grăbește. Se grăbește Theo, se grăbește. E corner, e destul de periculos în continuare. Îl bate direct pe Karim Benzema pe din nou poartă. Ratare. Nu știu, nu mă vede nimeni momentan, nu sunt în cadru, dar am mâinile în cap și chiar nu glumesc de când a dat, Domi gol. Ce face Theo aici? Ia să vedem. Am mâinile în cap, așa stau de când a dat Domi gol. Este incredibil, băieți, că cum se desfășoară acest fel de, finală a Cupei Prieteniei. Este incredibil. Cred că l-a privit de prea de sus. Da, exact. Asta cred și eu. Uite, vezi, Theo nu e prima oară când își face un parcurs spre finală, da, care poate ar fi avantajos pentru el, știi? Îi pune pe toți care poate să-l bată pe cealaltă parte, dar ia te uită ce se întâmplă, încă două minute, trebuie să țină de minge, Domi. Și cred că va reuși. Nu așa, nu așa, ok, schimbă partea și mingea, un ultim atac. Este ultima șansă pentru Theo, să vedem! Karim! Mendy! Mendy! Incredibil! Incredibil! E ultimul corner! Incredibil, Karim! Se înalță acolo Rudiger, dacă o scoate, cred că este final! Incredibil! Theo pleacă acasă! Bine, că el mai rămâne aici, dar tot acasă se duce cum ar veni. Incredibil! Incredibil! Așteptăm cel mai spectaculos, oarecum, meci din punct de vedere al rezultatului. Asta a fost. Incredibil! Îl așteptăm pe Theo să vedem ce are de zis. Primul, nu știu, un sfert de finală incredibil. Aici trebuie să vorbesc puțin eu cu Theo, că avem conexiunea noastră. Nu vreau să-ți fac morală. În primul rând vreau să-ți mulțumesc. Nu m-ai lăsat la greu, am pierdut din prima, ai pierdut și tu din prima. Apreciez chestia asta. Nu ne-am vorbit, dar așa s-a întâmplat. În al doilea rând vreau să spun că pentru prima oară de când se întâmplă Cupa Prieteniei, parcă am avut așa... 30% în mine mi-a părut rău pentru tine, mi-a fost milă de tine. N-am vrut să pierzi, n-am vrut să intre, nu știu. Bă. Ai fost peste tot, n-am vrut să intre doar Mendy, un fel de Zapata la Steaua, dacă mă ții minte. Da? Am promis spectacol pe Bernabeu, 17 șuturi. Dintre care nu știu câte pe poartă, dar au fost multe oricum. Asta este, se întâmplă la Cupa Prieteniei, se întâmplă chestiile. Ce n-a mers azi, în afară de... La finalizare acolo. 17 șuturi la 6. A mers prea bine Mendy. Chelsea 43 de tackle-uri, spune tot. Eu am avut 4. Întrebarea filozofică, ai pierdut tu meciul sau l-a câștigat XBRAKER? Eu cred că Eduard Mendy a câștigat acest meci prin intervențiile superbe. Vinicius ratare, Benzema ratare, toate din careu. Toată echipa a ratat. Ce să le mai zici, bă? Ce să le mai zici? Golul ăla lui Ziyech din rebound, cum ne place nouă, dacă eram la Weekend League, spărgeam monitorul, sincer să fiu cu tine. De bine de rău, suntem la Cupa Prieteniei și ne bucurăm. Că nu vrea, nu vrea. Asta este, mai este și o șansă la anul. Eu zic să te antrenezi, să te pregătești mai bine, să antrenezi mai mult finalizarea. Dar arbitrajul, ce părere ai despre el? Bă, arbitrajul, nu știu, au fost niște hands-uri în care o advers, eu zic că puteam avea. Dar l-am văzut și eu hands-uri, dar nu știu, cumva, cum e, pentru prima oară n-a tras cu tine, bă, Theo. Da, bă, să vezi și tu cum e. A scos tot! Să vezi și tu cum e, Theo, n-a tras cu tine. Atât am avut de zis, Realul merge mai departe, vom fi la anul cumva pe, la Cupa Prieteniei, ce le vom juca altceva cumva pe. Da, o să fie altceva. Da, băieți, a fost incredibil de, frumos. Da, da, mai avem interviu și cu câștigătorul. Da, chestia asta vine, îl avem aici și vine exact din Drăgănești. De la Drăgănești vine. În aplauzele publicului. Mulțumesc, bă, uite, ai promis ceva, ai promis ceva și ai livrat. Ne-ai zis la ultimul interviu după tur că o să joc la fel, dar mai mult pressing, mai mult și uite, așa ai câștigat. Așa a fost. Dar să fim sinceri, de fapt l-a atacat mai mult Theo. Ai avut mare șansă cu Mendy în poartă, care a scos tot. Ce primește Mendy după meciul ăsta? O să primească foarte mult. Da, da. Păi și tot respectul meu primești. Tot respectul. Nici măcar la patron, de fapt, bine, e greu la Chelsea cu patronul acum. E mai greu, e greu. Dar o ladă de bere tot îi dai. Trecem peste problemele astea, știi? Uite ce a făcut, se vede. Nu cred că e parada lui Mendy aici, dar Nu e parada lui Mendy. Ideea e că ne-ai demonstrat... Ai venit aici, ți-am zis, și data trecută, da, coada între picioare, o să mă bat oricine mă prinde. Ai zis ce ai zis, ai fost cumva profet. Singurul om pe care îl bat de aici e Bercea. Și iată, uite cu cine joci în semifinală. Știam eu ceva, dar știam că voi întâlni pe... Te-ai gândit că o să mă întâlnești, dar tocmai în semifinală? Sincer, nu. Nu. Dar și te gândești, și te gândești că o să te oprești tocmai în semifinală? Nu, o să mă opresc în final de data asta. Eu și nu doar acolo, da. Da, cu siguranță că vom avea finaliști noi de data asta. Da. În prima semifinală joacă Andu și Ovi. În a doua jucați voi doi. Da. Îți mulțumesc în primul rând personal că l-ai scos pe Teo. Știi că am mereu problema asta. Când pierde Teo, eu sunt fericit. Așa că... Oricum, după cum v-am promis și la finalul partidei tur... Am mers pe Bernabeu, am deschis scorul destul de rapid, după am avut șansa să fac 2-0. Ce-i drept, presiunea și-a spus cuvântul, am greșit, am luat gol. Ai avut șansa, oricum. Am avut șansa. De penaltiuri ți-ar fi fost frică dacă se ajungea? Da. Cred că n-aveam șanse. Iată, uite că nu s-a ajuns, iată, uite că ai câștigat, ești acolo câștigător, urmează semifinala. Un mesaj pentru Bercea, care e aici chiar lângă mine? Pregătește-te că te demolezi. Sunt cuvinte mari, un răspuns. Eu știi că ai treaba, eu îmi bag în seamă amatorii și oricum sunt convins că o să-l rup. El știe și stă și lângă mine, o să fie umești tare greu pentru el, dar haide să vedem și brechetul. Și o să avem prima semifinală, Andu cu Ovi, Benfica cu Bayern Munchen și... următoarea semifinală, Bercea cu XBRAKER. Dragii noștri, cam acesta a fost și episodul de astăzi, probabil, da? Probabil că o să vină tot Teo, în următorul episod, da? Vine Teo, vă povestește concluziile, recursul etapei. Exact, e un fel, știi, exact de... Se analizează greșelile, rezultatele și așa mai departe. Să vedem dacă își va analiza singur greșelile, Teo, dacă are scrupulele acestea. Vom vedea, nu ne-a demonstrat niciodată până acum chestia asta, dar vedem. Astea au fost și meciurile din retur. De finală. Sferturile de finală au fost terminat. Noi v-am pupat și ne vedem în finală. Doamne ajută! Sănătate mult! Doamne ajută! Aici se încheie episodul 2, am avut meciurile retur din sferturi, nebunii acolo la mine versus XBRAKER, dar hai să nu mai vorbim despre asta. Nu uitați că această cupă este susținută de SteelSeries și Control Freak. Aveți link în descriere către SteelSeries Arc Display 7 Plus, aceste super căști wireless care merg și pe PlayStation foarte bine, și către giveaway-urile pe care le facem pe paginile noastre de Instagram. Cam atât, oameni buni, pa, pa!